Bun găsit, doamnelor și domnilor, la vești și povești. Are blândețe și are forță. Are suflet și pune sufletul în fiecare rol al său. Doamnelor și domnilor, stăm de vorbă astăzi cu doamna Luminița Borta, actriță a Teatrului Alexandru Davila și vedeta a Teatrului Alexandru Davila, așa cum am văzut că cineva a scris pe un plic pe care i l-a adresat domniei sale. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit în casa noastră, bine ați venit în teatru, sunt bucuroasă să vă găzduim încă o dată și încă o dată aici, în locul unde se află talentul nostru, suferințele noastre, lacrimile noastre. Pe mine întotdeauna mă inspiră podul teatrului și podul fiecărui teatru unde merg, pentru că știu că acolo sus se duc rolurile noastre. Pentru că am vorbit înainte și pentru că amândouă avem ochii plini de lacrimi, o să... Să-mi permit să dezvălui ce am discutat acum câteva minute, faptul că tu însăți ai fost actriță aici pe scena teatrului, ți-am admirat creația, am împărtășit un costum. Da, este mult spus actriță, am cochetat datorită domnului Boia, Dumnezeu să-l odihnească, o perioadă scurtă de timp cu teatrul de amatori, cu echipa. Am avut onoarea să fac, să-mi împlinesc un vis așa. A fost inițiativa unei prietene de-a mea foarte bună, se numește Alina Tomescu. Datorită ei m-a încurajat pentru că îmi știa pasiunea pentru teatru. Și a fost o scurtă perioadă frumoasă din viața mea. Mi-a împlinit Dumnezeu un vis așa, mi-a dat o bucățică, o felie din ceva ce mi-am dorit foarte mult, dar n-am avut niciodată forța necesară unui actor adevărat, așa cum sunteți dumneavoastră. Și da, este adevărat că mi-ați bucurat sufletul atunci și am purtat o rochiță pe care dumneavoastră ați purtat-o în mari spectacole. Da, am împărtășit costumul și am împărtășit și împărtășim pasiunea pentru teatru. Lucru care este foarte frumos și un lucru pe care vrem să-l aducem și oamenilor. Când ați început? De câți ani bateți scena cu piciorul? Sunt zeci de ani. Sunt fericită. Îmi doresc să fie mulți și să fie cu toții împliniți. Doamne ajută. Locul ăsta este locul unde se întâmplă miracole într-un fel. Pentru că dacă stai să vezi de aproape costumul, să ne vezi, eu știu, pe noi de aproape, suntem niște persoane obișnuite. În momentul în care se aprinde lumina, în momentul în care noi suntem acolo și publicul acolo, se petrece miracolul, noi devenim personajul, oamenii din sală ne urmăresc povestea, intră în ceea ce le dăm noi și ne întâlnim cu toții într-un loc binecuvântat de Dumnezeu. Ne întâlnim acolo în zona catarsisului, a purificării, în zona în care cu toții suntem mai buni, în zona în care cu toții ne dorim să rămânem așa foarte buni. Este această zonă de intermediere între scenă deopotrivă și pe această zonă ne și aflăm acum și cortina. Da. Cortina care însoțește cumva zi de zi actorul și ne însoțește și pe noi și ca spectator, dar și ca om, da. În general. Ce face diferența dintre omul obișnuit și actorul de forță de pe scenă? Diferența cred că e pasiunea, talentul. Talentul e un pic supraestimat. Talentul nu este suficient. Talentul trebuie să fie dublat de muncă, asta știm cu toții, se spune tot timpul, peste tot, dar trebuie să fie dublat de o pasiune, de o forță uriașă, de un obraz gros și de un stomac foarte sănătos. Este o profesie în care trebuie să treci peste foarte multe lucruri. Ca să ajungi în zona aceea de purificare, trebuie să treci peste, eu știu, niște tipare de gândire, niște credințe ale tale, niște lucruri cu care ai fost obișnuit. Așa este frumos, așa este bine. Dintr-o dată, viața ne arată că se poate face orice ca să atingem ceva. Eu personal nu sunt dispusă să fac orice. Eu sunt dispusă să fac
orice la nivelul acesta de a-mi face un personaj, de a face un spectacol, de a ajunge la public, de a fi în povestea aceasta frumoasă a teatrului adevărat. Asta e, cam asta e diferența, nu știu. Un om obișnuit, probabil că și el trece prin foarte multe. Și fiecare dintre noi avem cicatrici pe suflet. Când i-am spus domnului Augustin Lucici, în urmă cu ani, mi-a fost profesor de istorie arte și când i-am spus că aș vrea să dau la teatru, m-a întrebat câți ani ai și am spus 15. Și a zis, o să intri la teatru la 25 de ani, pentru că se intră foarte greu la teatru. Cât v-a luat să intrați la teatru și să deveniți actriță? Eu cred că actriță am fost întotdeauna. Asta, deci nu vreau să mă laud, pentru că nu e o laudă. Am fost actriță în sensul că am gândit că eu trebuie să fiu actriță, de micuță. N-am avut imaginație să mă mai diversific. Știi cum e, când ești mic, o fetiță zice că se face actriță, balerină și cam doctoriță. Doctoriță. Și s-a terminat lista. Da, și s-a terminat, da. Eu nu mi-am diversificat lista, am mers cu ea de la început și m-am și comportat ca atare și eu am treaba asta, dacă gândesc ceva, să vorbesc exact același lucru și să acționez exact așa cum gândesc. Deci la mine nu vei vedea niciodată că am gândit ceva, că am spus altceva și că am acționat altfel. Poate că greșesc în ceea ce fac, însă merg pe treaba asta pentru că mi se pare cea mai corectă pentru sufletul meu. Așa. Și, eu știu, când am avut 15 ani, când am avut 12 ani, când am avut 17 ani, asta mi-am dorit. Eu sunt ochelaristă și am fost intens ochelaristă din adolescență. Eram și destul de slăbănoagă, în sensul fără forme. Nici nu mă vedeam așa o frumușică. Decât știam că am forță și nu o forță care să se vadă și să zic, mă, vine tancul. Forța mea interioară. Da. O simțeam, nu știam. Nu mi-a făcut nimeni nicio analiză să zic că are forță. Așa. Și nu, n-am spus nimănui. Adică eram numită și mulți mă porecleau actrița, actrițo, artisto, chestii de genul ăsta. Dar zic, bă, nu le mai spun, mă, nene, că toată lumea exact ceea ce spui tu zice, oh, păi ce mă, sunt pile, e nenorocire, deci nu zicea lumea că nu intri sau ceva, dar acolo sunt pile, păi trebuie să fii, nu știu ce, trebuie să fii, nu știu cum. Și erau și chestii care mie îmi făceau rău, că mă și gândeam, zic, Dumnezeu, eu, pila aia, pentru că eu încă și acum sunt o persoană fără pile, cum este și Gabi și Ania și toată familia noastră. Eu am venit, eu știu, când eram mică, când mă aduceau părinții la spectacole, deci noi veneam toți trei la spectacole. Eu sunt născută în Bacău, dar la 5 ani ne-am mutat aici, în Pitești. În Bacău s-a întâmplat că am stat chiar pe strada teatrului, strada Iernii, și, cum să zic, toate distracțiile noastre de familie erau cu teatru. Mergeam la spectacole, eu mergeam de mică la spectacole, țin minte... Și cred că aveam vreo 2 ani și mi-aduc aminte perfect că m-am și băgat într-o discuție, nu știu ce vorbea un actor de pe scenă cu publicul. Și m-am auzit eu vorbind și mama zice, Dumne, are atâta curaj. Așa. După aceea când ne-am mutat aici, veneam aici. De multe ori am adormit. La multe spectacole. Pentru că erau poate sub, adică mult deasupra nivelului meu de înțelegere. Dar pentru mine să adorm la teatru era cel mai frumos somn. Mă legănau replicile, mă legăna, cum să spun, povestea și simțeam că totuși, chiar dacă am adormit 5-10 minute din spectacol, simțeam că eu am știut și că am înțeles mai bine decât părinții mei, pentru că stăteam de vorbă după aia și ne făceam așa un fel de analiză, cine avea dreptate, ce făcea, ce acțiune a fost. Fiind și participând la tot ceea ce era în legătură cu teatrul de aici, din Pitești, la nivel de amatori, am lucrat cu domnul Octav Pârvulescu, cu domnul Valdo Brin, cu Cornel Poenaru la Școala Populară de Artă. Dumnealui m-a și adus în clasa 11-a să joc într-un spectacol al teatrului cu actori profesioniști. Și domnul Valdo Brin mi-a spus, zice, mă, nu da la București, că n-ai pile.
Eterna chestie. Și pe bune, deci eu și acum sunt marcată de chestia asta, că nu am pile, că nu sunt în stare să-mi fac pile, că eu trebuie să fiu singură, lupul singuratic. Așa. Du-te la Târgu Mureș. Nici nu știam că există institut la Târgu Mureș. Asta se întâmpla în 1980. M-am pregătit și singură. Pentru că n-am găsit pe nimeni. Era domnul Cornel Poenaru la Școala Populară. S-a nimerit că soția dumnealui a rămas în Germania, i s-au luat orele de la școală, n-am mai putut, domn, profesor, vă rog, pregătiți-mă, vă blătesc, nu știu ce, nu mai pot, nu se mai poate, nu se mai putea nimic. Bă, m-am pregătit singură. Și m-am lăsat la Târgu Mureș. Acolo am dat examen cu colegi deveniți celebri. Printre altele, Ioan Iuri Pascu, Dumnezeu să-l odihnească, Alexandru Bindea, cu care m-am întâlnit anul ăsta aici, adică așa, cu care am rămas prietenă. Mulți. Am picat cu toți. Dintre toți ăștia, eu eram cea mai suferitoare. Bă, dar nu plângeam. Deci, țin minte că m-am întâlnit cu Iuri. De câte ori mă întâlneam? Mai plângi, mă? Mă prindeam din prima. Deci, eu am picat a doua sub linie. Nu să zici, mamă, am fost praf. Am fost chiar foarte bună, dar nu eram în calculele lor atunci. Erau trei locuri. Eu am fost a cincea. Fiind suta de, 100 și ceva de fete. Noi atunci eram pe fete și băieți. Și anul următor m-am pregătit cu un domn care tot așa nu e cunoscut, Gabriel Gheorghiu. Era actor la operetă și profesor în institut la tehnica vorbirii. M-a ajutat foarte mult chestia asta și am intrat prima. Și așa de pasionată cum eram și pentru că îmi și place să citesc și eram bună și la istoria teatrului și la istoria teatrului românesc, istoria teatrului universal pe care le făceam atunci. Mai greu mi-a fost cu socialismul, dar am luat și acolo nouă. Deci am terminat șefă de promoție pe țară. Și a fost un moment foarte bun pentru mine, pentru că eu încă din momentul facultății, fiind foarte puțini și Teatrul Național din Târgu Mureș având nevoie de tineri, eu am jucat în trei spectacole, dintre care două roluri principale. Deci eu rămăsesem așa cu legătura cu Târgu Mureșul și ideea era că eu voi rămâne la Târgu Mureș. Lipsa de pile a făcut ca atunci când s-au făcut repartițiile să nu prind. Adică, cum să spun, nu, Târgu Mureș era un oraș închis. București era clar închis și orașele mari, chiar și Pitești era un oraș închis. Și cine scusese? Noi am terminat două fete. Bacăul și Petroșaniu au scos posturi. Și zic, bă, am de ales, de-am cules. Nu se făcea repartiția decât cu Târgu Mureșu. De la București termina Maia Morgan și s-a dus la Piatra Neamț, pentru că soțul ei deja era la Piatra Neamț, Claudiu Istodor. Olimpia Niculescu la Satu Mare, Roxana Ionescu la Botoșani. Astea erau, trei fete și la ei. Și la noi două. Și o întreb pe mama, îi dau telefon, mama, n-am decât Bacău și Petroșani, ce fac? Am un coleg, premiu uniter, regizor devenit, Gavril Pinte, cu care eram colegă de clasă, zice, hai să mergem amândoi la Petroșan, că sunt două posturi, unul de fată și unul de băiat, măcar suntem împreună, să nu fim singuri. Și el a terminat foarte bine și el s-a dus foarte bine așa pe carieră. Stau, mă, să întreb pe mama. Mama zice, bă, du-te mă la Bacău, fie mătușta Maricica. Așa, și m-am dus la Bacău și teatru era tot acolo, pe strada Iernii. Locul vechi al casei unde am stat noi, erau construite blocuri. Și ăia trei ani, eu am crezut că or să fie nasoi, dar foarte multe am câștigat. Și faptul că știam că acolo, în sala aia, eu mergeam săptămână de săptămână și toată lumea deja știa de la mine că știi ce sunt născut aici. Directorul teatrului de păpuși de atunci, domnul Pușcuță, nu știu dacă mai trăiește. Ce eu știu despre tine. Noi am stat într-o casă mare cu camere de închiriat, nu mai știu, că știu că aveai un nume care era mai puțin cunoscut la timpul ăla și plângea tot timpul un copil și eu întrebam, cine plânge? Plânge Luminița, că a venit taică subeată. Și a fost o perioadă frumoasă și atunci când mi s-au stricat mie lucrurile cu Târgu Mureș, pentru că eu încă jucam în spectacolul Livada cu Vinci, un mare spectacol, Livada cu Vișini de Cehov în regia lui Gheorghe Horog. Am avut o poveste de dragoste cu un tovarăș din Târgu Mureș, un coleg de profesie din Târgu Mureș, care s-a terminat și eu fiind o persoană care chiar suferă cam din orice, îmi spun,
s-a terminat, eu nu mai vin la Târgu Mureș. Păi de ce? Ce treabă are? Nu mai vin, la revedere, adio. Unde să mă duc? M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta. Puteam să mă duc oriunde în țară. La București nu, că era chestia cu buletinul de București. Și chiar puteam să mă duc oriunde. Și avusesem propuneri. Dar așa de rănită m-am simțit, am zis mă duc acasă, la Pitești, la mama. Și în scurt timp, deci am venit în septembrie, să zic, în octombrie l-am cunoscut pe Gabi. În martie ne-am căsătorit și peste un an am avut-o pe Ania. Și fiind mămică, iarăși mi s-a părut o chestie foarte importantă, pentru că era după 90, eu am născut în ianuarie 90, după 90, în sfârșit, era mai fără pile și am prins un rol principal într-un film. Da, stai că s-a îmbolnăvit Ania, răcea. Mă duceam la filmări 2-3-4 zile, o găseam pe mama și pe Gabi că uite, îi facem penicilină sau eu știu ce. Și zic, bă, două naibii de carieră, copilul să fie sănătos. Și am ținut-o așa, de unde mi-am dat seama, băi, nu sunt eu, nu am dat semnale destinului că sunt dispusă să fac orice pentru profesia asta de care sunt îndrăgostită. Eu fac orice până la un moment dat, până nu deranjez armonia de lângă mine, armonia în care sunt inclusă, familie, copil, chestii de genul ăsta. Deci nu mi-am deranjat niciodată familia. Nu mi-am sacrificat niciodată familia, copilul. Țin minte că o singură dată nu m-am suiat pe Ania de la școală sau chestii de genul ăsta. Și am dat telefon, mami, vezi că nu poți să te iau să vii tu acasă, să-ți încălzești și să mănânci. Și Ania zice, în sfârșit sunt și eu un copil neglijat. Deci, cam asta e. Singur îmi dau seama că destinul a fost corect. De multe ori zic, a, Doamne, de ce nu, de ce nu? Nu am dăruit totul. Și plătesc. Este foarte greu și foarte rar am întâlnit o astfel de recunoaștere. Da. Nu am dăruit totul profesiei pe care am iubit-o. Am dăruit totul profesiei atunci când am fost pe scenă, rolurilor și așa. Rolului. Dar o carieră se constituie din mai mult. Cu sacrificii. Da, cu foarte mari sacrificii. Deci sunt actori, sunt actrițe care și-au neglijat. Deci îi vezi cum se transformă, cum nu știu ce. Sunt perfect capabilă, sunt dornică, sunt nu știu ce. Dar să-mi sacrific pe mama, familia, copilul, asta niciodată. Să-mi sacrific omenia niciodată. Să calc în picioare, nu știu, visele altcuiva sau chestii dintre astea, niciodată. Și aici este... Cum l-ați cunoscut pe domnul Gabriel, pe soțul dumneavoastră? Din întâmplare. Ne-am dus la fostul Tehnic Club. Tot timpul mă gândesc aici. Tehnic Club, cât de tare. Domnul Mandu a lucrat în teatru. Și Gabi dădea muzică, nu știu, audiții muzicale, lucruri de genul ăsta. Și în seara aceea, doamna Tomescu, care era referent la Tehnic Club, și mi-e un drag de dumneavoastră, tot timpul o să-mi aduc aminte, organizase o seară a stagiarilor. Cu muzică, cu momente, cu poezii, cu nu știu ce, cu chestii, așa. Eu trebuia să prezint, să spun și o poezie, să treburi de genul ăsta. Gabi dădea muzica. Și eu când l-am văzut, mi s-a părut, băi, eu pe ăsta-l mai știu. Sau ceva de genul ăsta. Nu știu, am simțit o chestie. După aia n-am băgat în seamă momentul respectiv. Dar lucrurile s-au legat și el a fost omul care s-a purtat extraordinar de frumos în perioada asta de prietenie, până ce ne-am căsătorit. Cum am și gândit, bă, bine că am ratat momentul Târgu Mureș, că uite ce băiat bun am găsit. Adică, nicio problemă. După aia și-a revenit Gabi. Adică, am avut multe meciuri. Dar în perioada aia, chiar eram fericită. Zic, ia uite, bă, uite, o ușă se închide, se deschide alta. Și am ce ușă frumoasă. Acum e ok, totul e... Cum trece un actor așa sensibil peste meciurile căsniciei? Oh, greu. Că n-am plâns și acolo. Și și acolo. Și erau momente când ziceam, bă, plec, o iau pe Ania, mă duc în alt teatru și așa, cu teatru e prost aici, nici căsnicia. Și peste o zi venea Gabi, eu știu, cu flori, cu iart, mă scuză, mă, cu chestii de genul ăsta. Și mergeam înainte, pentru că, nu știu, eu, părinții mei au divorțat și eu chiar mi-am dorit să divorțeze, pare rău să spun și recunosc asta. Era greu cu tata. Adică, nu știu, nu am avut vitrină acasă.
cum cumpăram geam la vitrină, cum cumpăram trei bibelouri, venea, buf, le spărgea. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Și zic, bă, mai bine să mai noi două, decât să avem așa tot timpul meciuri. Și mie mi s-a părut că, pentru mine ca om, adică nu știu, nu am putut să iau viața unilateral. Eu am luat o familie, carieră și pe familie, adevărat că m-am axat mai mult, a fost că e o victorie faptul că am putut să ne ducem și să mergem ca și familie. Este greu să văd că un actor își stăpânește lacrimile. Băi, cam nasol. Că nu știu, sunt cam plângăcioasă și nu-mi place. Este... Hai să ajung și pe tine, că normal e să plâng eu, dar nu trebuie să ai și tu ochii în lacrimi. Este cel mai greu rol al dumneavoastră? Nu, că n-am jucat. Acum, să zic o chestie. Eu mi-am împiedic și îmi respect atât de mult profesia, încât niciodată nu am jucat teatru în viață. Niciodată. Pentru că am simțit că aș fi un trădător. Eu dacă am greșit niște lucruri, le-am greșit din prostie, din nu știu ce, dar niciodată deliberat sau să greșesc unei persoane deliberat. Bă, lasă, îi fac lui ăla, nu știu ce. Nu. Din neștiință, din inconștiență, chestii de genul ăsta. Și în legătură cu profesia, niciodată nu am putut să joc teatru în viață. Mi-a zis profesoara mea de actorie, doamna Adriana Piteștean, mai vorbesc cu dumneai și îi spun, mă, doamnă, nu pot, oricât de mult mi-aș dori, nu pot să implementez niște lucruri, să fac niște chestii care chiar trebuie făcute. Dragă, dar tu nu știi să joci teatru? Păi să joc în viață, doamnă. Păi tu știi cum se ducea doamna Bulandra să ceară lui Gheorghiu Dej, ăstora de la partid, domnule, am nevoie de casă pentru actorul cu tare, că doarme în teatru. Și a zice, doamna Bulandra, păi n-avem cum, că nu sunt repartiții, că nu știu. Dragă mie, rău! Păi zic, cum să fac, doamna, așa? Hai, dragă, e un rol. Nu pot. Mi-am pus problema asta. Zic, uite, e o provocare interesantă. Dar după mi-am dat seama, stai mă un pic. Eu sunt așa, e adevărat că îmi lipsește diplomația. Bă, măcar diplomație să am. Hai, că aia nu joci teatru. Ești cât de cât mai, nu știu, un om care știe să se descurce cât de cât, nu știu, mai orientat. E, cu asta o să mai lucrez, cu diplomația. Ați pomenit, ați dat acest exemplu cu actorii care dorm în teatru și sunt destul de primitoare teatrele din nefericire, încât au adăpostit de-a lungul timpului actori de diverse categorii ca și talent, dar le-a fost casă la propriu și la figurat. Da. În acest moment mai există? Chiar și Matei Varodi, regizor și care a fost și manager interimar al teatrului, stă în teatru. Dar, cum să spun, statul ăsta în teatru este pe perioada unui proiect. Bine, Matei când a fost manager a stat cam tot timpul pentru că este pe perioada unui proiect și când ai spectacole, când ai repetiții, când e un calup mai mare. Înainte vreme, eu știu, când am venit eu la Pitești, când am dat concurs, îți țin minte pe domnul Demniculescu, Dumnezeu să-l odihnească, era în comisie și zice, doamnă, știți că, domnișoară, știți că noi nu avem să dăm apartamente în orice teatru. Eu la Bacău am avut apartament, confort 15. Nu știu, n-aveam balcon acolo, dar era bun. Dar era adăpost, măcar. Da, era un adăpost, da. În toate teatrele se dădeau apartamente sau garsoniere. Eu când am venit aici, mi-au zis, nu avem de unde, știți că e o problemă, că chestii de genul ăsta. Zic, dom'le, eu sunt de aici, o să stau cu mama, nu e nicio problemă. Însă, când au venit actori după mine, după aceea, după mine... Prima dată a venit colegul nostru Vasile Pieca. El tot așa, era din Pitești, avea apartament, nicio problemă. Dar după 90, când s-au mai făcut angajări, actorii, dacă nu erau de aici, sau dacă nu s-au mutat aici, uite, l-avem pe Dan Andrei, care s-a mutat aici, el fiind de felul lui de prin Dolj, Craiova. Adiduță, care e argeșean, dar nu e din Pitești. S-a mutat în oraș.
eu știu, Mirela Dinu, sunt câțiva care s-au mutat aici, Daniela Cristea, dar alții au rostul lor, familiile lor, la București, pe unde, la Craiova, la, după unde mai sunt ei, la Vâlcea. Și sunt nevoiți să stea în teatru de perioada... Nu ar putea primăria să, sau Consiliul Județean să găsească niște locuințe sociale sau să nu asigure... Se pare că pentru nu există posibilitatea asta. Poate că de acum, că va veni legea asta prin care salariații, dacă lucrează într-o altă localitate față de cea, da, așa, da, au posibilitatea distanță. De a fi... de a li se plăti niște bani pentru chirie. Poate că de acum o să se poată face ceva în așa fel încât colegii noștri să aibă un trai decent cât de cât. Că e destul de greu, așa, dorm în noapte, dorm de... și eu la Bacău am dormit 2 săptămâni în teatru. Dar acolo erau făcute niște gen de garsoniere, așa, într-un corp nou al teatrului, aveai cameră, aveai o mică băiță și așa, o chicinetă, nu era bucătărie, o chestie să-ți fierbi un ou și să-ți faci un ceai. Însă era o chestie, era mult mai civilizată decât aici, aici sunt cabinele noastre. Într-o discuție cu Jean Dumitrașcu, cum povestea că au fost la Filarmonica Pitești câțiva soliști care s-au confruntat cu această problemă și cărora primăria le-a rezolvat, trei dintre ei au făcut niște solicitări către primărie și au rezolvat cu locuințe sociale. Mă gândeam că poate da. Și pentru actori. Este o chestie diferită. Filarmonica aparține de primărie. Da. Teatrul aparține de Consiliul Județean. Din câte știu eu, Consiliul Județean nu are un fond de locuințe pe raza municipiului Pitești. Știi cât ar trebui să fie făcut o înțelegere între primărie? La asta mă gândesc. Mă gândesc așa că dacă vrei cu adevărat poți și într-o situație de acest gen, dacă e cineva care vine de la o distanță și poate ajute noua lege. Da, da, poate... și eu gândesc la fel, pentru că noua lege chiar e făcută ca să sprijine mobilitatea asta și în situația noastră este o mobilitate de ani de zile. Sunt oameni care sunt de zeci de ani și dorm. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre o situație pe care deseori o întâlnim și o comentăm în fel și chip, ne dăm cu părerea fiecare dintre noi, a marilor actori, a valorilor teatrului românesc. Unii dintre dumnealor s-au descurcat cu o reclamă, cu o telenovelă, cu un proiect de fonduri europene, cu ceva. Alții nu. Și au rămas în slujba pensiei care le vine după viața de teatru. Mari nume ale scenei românești rămân cu o pensie care nu e deloc generoasă. Nu e la fel de generoasă cum a fost Dumnezeu când a împărțit talentul. Da. Și atunci vreau să vă întreb, cum vedeți această situație și care... Ce e frumos este că în proiectul UNITER, în tot acest mare proiect UNITER, există și un program acesta Artiști pentru Artiști. Și se fac spectacole în beneficiu, se fac lucruri de genul ăsta. Este adevărat că e ca și în viață. Un om care a știut să se descurce, se va descurca și la bătrânețe. Un om care a fost, eu știu, decât talentat, ceea ce am spus la începutul discuției noastre, talentul e supraestimat, nu e suficient. Trebuie să ai un gen de orientare, să știi cum să străiești viața, chestii de genul ăsta. Un om, o persoană care a mers doar pe talent, va ajunge să sufere. Așa cum, eu știu, nu știu, sunt oameni care au mers doar pe forța lor fizică și s-au descurcat toată viața și ajung la o vârstă și, domnule, sunt disperat, nu mai pot să... Mă, trebuie să te gândești, eu știu, de pe la 40 de ani, de la 50 de ani. Stai puțin, că forța asta fizică trebuie alimentată cu ceva. Să pun un pic și în partea asta la altă. Așa este și cu noi. Pe de altă parte, ca să vorbim în mod creștinesc, omul care se mulțumește cu ceea ce are e cel mai fericit. Nu știu ce să spun. Sunt lucruri destul de profunde. Sunt oameni care au muncit o viață întreagă și care nu au o răsplată a muncilor și oameni care au știut să se descurce, să, eu știu, așa, și care trăiesc bine, mersi.
e nedrept, e nedrept, eu știu lucrul ăsta. Pe de altă parte, cred că există niște mecanisme ale Universului pe care noi nu le înțelegem de plin. Și atunci face ca suferința aceasta să apară, disproporțiile astea sociale, disproporțiile astea și de simțire să apară și lucrurile să nu fie așa cum trebuie, să fie o armonie. Da, cred că viața e interesantă și așa. Nu știu, dacă pot să ajut cu ceva, cu drag. Nu sunteți doar actor. Sunteți și regizor, sunteți și profesor, da. Ați îndrumat cum să zic, trupa de teatru de la în limbaj mimico-gestual. Oh, asta, da. Ați făcut diverse activități, ați cochetat și cu televiziunea la un moment dat, la da. Emisiunea Bună Ziua de la un post local de televiziune. Și vreau să vă întreb care dintre aceste încercări vă este cel mai aproape de suflet? Tot, așa zic că toate. Toate, pentru că pe toate le-am făcut cu sufletul, am dat glas unor cereri venite din partea asta cu trupa de teatru mimico-gestual, din partea părintelui Constantin Onu, care are o activitate întreagă de o viață dăruită persoanelor cu deficiențe de auz, cu emisiunea de la televiziunea respectivă, iarăși am primit o propunere și n-am refuzat-o și mi-a fost drag și mi s-a părut interesant să fac și lucrul ăsta. Eu știu, am predat dicție la Facultatea de Jurnalism, teatru la Școala Populară de Artă. Am, totdeauna am copii cu care lucrez, tineri cu care lucrez și mi-e drag să lucrez cu ei și să facem ori spectacole, ori, eu știu, pregătiri pentru facultate. Iar ca regizor? Ca regizor, iarăși, am făcut masterat de regie pentru că mă simțeam așa, că am talent în mine, că am niște roluri în mine și nu mi le dă una lume. Singur, mi le dau singură, dacă eu la o adică. Și când m-am gândit eu așa, stai un pic, că mai sunt colegi de-ai mei care au talent și roluri în ei și nu le dă nimeni, le dau eu. Și am lucrat spectacole și cu mine singură, Eu sus e cerul, scris de Marin Ioniță, acum Medea, de Nina Mazur. Am lucrat spectacole mari cu multă lume, Titanic Vals, care a mers foarte bine și acum o perioadă îl avem puțin pus deoparte pentru că Ioana Podăreanu, care joacă pe Miza, este mămică și o să aibă și ea o perioadă așa de concediu de maternitate. Jurnalul unui nebun cu Dan Andrei, care a și primit un premiu de interpretare și o nominalizare de interpretare. Acum cu colegul Cătălin Mirea am făcut Blues pentru saxofon alto, un text al lui Doru Moțoc, dramaturg vâlcean. Lucruri pe care le-am făcut și le fac cu drag și tot în ideea aceasta de a pune în valoare talentul actoricesc. Deci cariera mea regizorală pe asta se bazează. Dom'le, eu știu că așa cum în mine sunt niște roluri pe care vreau să le joc, pe care le știu că le pot, așa cum în mine este talentul acesta pe care nu pot să-l las de izbeliște, așa și în colegii mei, care are nevoie, vine la mine. Fată, vreau și eu să fac ceva. Sigur că da. Ce vrei să faci? Hai să ne gândim. Hai să facem. Este un talent care vi s-a dat și pe care îl înmulțiți. Sigur, sigur, da. Și care v-a adus premii. Da, da. Și sunt bucuroasă pentru că participările astea la festivaluri sunt foarte importante pentru noi. Ne oferă nouă o apreciere clară. Eu, pentru mine, îmi dau seama că am valoare și acolo unde am fost, în străinătate în special, pentru că în țară nu prea și tot așa, nu prea ne-am făcut noi niște oportunități pentru a participa la festivaluri, peste tot pe unde am fost, am primit aceste aprecieri care pe mine m-au făcut să am și mai multă încredere în ceea ce pot eu să fac pe scenă, ca actriță și ca regizoare și ca scenograf. Așa. Pentru colegii mei, la fel. Astea sunt foarte importante. Aplauzele spectatorilor, comunicarea cu spectatorii
este cea mai importantă. Un spectacol bun în care crezi. Dar de cele mai multe ori, uite și la Titanic Vals, că ăsta a fost mai mare cu multă lume. Eu îi explicam niște lucruri, că într-un fel le vezi din sală și unele lucruri au mers foarte bine, mi le-au prins din prima, altele a trebuit să le impun. În momentul în care au fost validate de aplauzele spectatorilor și de faptul că spectatorii le vedeau așa cum le vedeam și eu din sală, pentru colegii mei a însemnat un lucru foarte bun. Da, fata, a fost foarte bine. Uite, s-a întâmplat așa, căci eu vin și la fiecare spectacol și știu. Așa. Și mă bucur, mă bucur foarte mult. Viața în teatru e o viață grea, dar e foarte frumoasă. Se simte nevoia sau se simțea nevoia de o schimbare în teatrul Alexandru Davila, dar nu mă refer la instituție în sine, că instituția e de sine stătătoare și da. Nu. În echipă, în tot ce înseamnă echipă, de la cine aprinde luminile și cine se ocupă de sunet, până la cine semnează acte care conduc destinul teatrului și al actorilor. Schimbare trebuie să fie întotdeauna. Nu mai știu cine, Democrit a spus. Pantarei, totul curge. Tot timpul trebuie să existe schimbare. Și asta se întâmplă. Că este o schimbare de la cel mai mic la cel mai mare, asta se face gradual. Ce este cel mai important, ce simt eu că este cel mai important și am simțit întotdeauna și cred că fiecare teatru trebuie să aibă asta, fiecare loc trebuie să aibă asta, un suflet. Un suflet care să anime totul. Un suflet care să-i facă pe toți să se simtă speciali. Fiecare dintre noi suntem speciali, fiecare dintre noi suntem unici. Dar fiecare dintre noi trebuie să avem, cum să spun, lumina aceea, un suflet minunat care să ne ridice de fiecare dată, ca aerul cald al balonului. Asta trebuie. În teatru, în momentul în care, și se întâmplă, sunt o grămadă de situații în care noi privim lucrurile doar din punct de vedere material. Ceea ce ți-am spus atunci când am început discuția, vezi costumul cum e într-o lumină de zi, vezi femeia care are 50 de ani și ea joacă rol de puștoaică, deci ce Dumnezeu face persoana respectivă? În momentul în care ea i-a prins lumină, ea și-a intrat în personaj, o crezi că este acea puștoaică. Asta trebuie tot timpul într-un teatru. Eu asta cred și asta simt că pot eu în special să fac pentru teatrul meu. Să ofer celor din jur încrederea că sunt special și că sunt artiști. Avem colegi noi la Lumini, niște oameni extrem de capabili, care duc mai departe o tradiție a oamenilor buni de teatru pe care i-am avut și avem în continuare. Și unul dintre ei, Cristi Nica, face lucruri foarte bune, fiind angajat de câteva luni. Și de la început, de când am început să lucrez cu el, zic, Cristi, trebuie să fim artiști. Măi, doamnă, poate nu sunt. Zic, mă, hai să-ți explic ceva. Când aprind lumina aia, ea este artă. Dacă eu aprind că am apăsat pe comutator și, hai bă, du-te acolo și fă-ți treaba, nu mai e. Lucrurile astea trebuie să se simtă într-un teatru și lucrurile astea le-aș vedea eu în teatrul meu. Această bucurie de a face parte dintr-un proiect care e deosebit, e unic, măcar în județul Argeș. Și noi trebuie să-l simțim și să-l tratăm ca în unicitatea lui, nu ca pe orice altceva, nu știu, ca pe o școală, ca pe un spital, ca pe nu știu ce, care sunt mai multe și ele sunt deosebite și unice în felul lor. Dar teatrul este ceva deosebit și unic. Și acest lucru vreau să aduc eu teatrului meu. Unicitatea. Vreți teatru, vreți scenă și pentru Ania, care într-o oarecare măsură vă calcă pe un mi-a moștenit din ceva din talentul dumneavoastră. Da. Eu nu am dorit și nici ea nu a dorit. Noi am avut o discuție în clasa a 12-a pe tema la ce facultate dăm. Eu am vorbit cu ea de când a început să fie mai lucidă, de pe la 10-11 ani. Bă, un om trebuie să știe o chestie. Ce-mi place? Hai să ne gândim ce-ți place. Păi mie îmi plac toate. Ea este pe partea domnului Gabriel Cazan, soțul meu, tatăl ei. În sensul că eu l-am cunoscut pe el inginer și speolog. Acum este scriitor și
cum să spun, mediator, consilier juridic, chestii de genul ăsta. Deci ei sunt mai largi în toate pasiunile lor, mai pricepuți în tot ceea ce se apucă să facă. În clasa 12 ani a zice, m-am hotărât să dau la teatru că e singurul lucru pe care știu să-l fac, poftim. Mămică, nici eu nu știu, nici eu nu îndrăznesc să spun că știu să fac teatru. Tu știi să faci teatru? Păi da, că eu am făcut spectacol, eu am scris piese, eu am montat piese, eu am făcut, am nu știu ce, am primit premii. Mamă, asta e una, teatru e alta. Ești în stare să sacrifici ceva pentru teatru? Pentru că eu însă mi-am pus problema asta. Ce să sacrific? Nu știu. Ce fi tu în stare să sacrifici ca să devii actriță, regizoare, chestii de-astea? Nimic. Nu sacrifici nimic, nu ești artist. Ulterior, cu toate că ea rămâne aproape de teatru, cu toate că face niște lucruri foarte frumoase în timpul ei liber, cu copii, cu chestii de genul ăsta, și-a dat seama că așa e. Nu poți să sacrifici pentru ceva, aia nu e artă. Știi, nu știu, nu mai țin minte cine a zis, Meryl Streep, dar cred că cita pe cineva. Fă din suferința ta artă. Și cred în asta. E adevărat. Mie 90% dintre cunoscuți, 178% dintre necunoscuți îmi spun, bă, coboară pe pământ, fii realistă. Dar poate că nu vreau să cobor pe pământ. Poate că vreau să trăiesc în această realitate pe care mi-am construit-o eu și în care văd că lucrurile care înseamnă artă, lucrurile care înseamnă cultură, înseamnă mai mult decât lucrurile materiale. Este realitatea care am pus negru pe alb, ca să zic așa, în ziare. Este realitatea care a umplut albume foto, pe care vă, așa cum îl avem pe acesta, și vă rog să-l răsfoiți, să vă opriți la ce vă atrage atenția. Este un editorial al domnului Traian Olmeanu, căruia îi mulțumesc și acum și îi mulțumesc. Vreau să-l și arătăm la cameră. Îți mulțumesc, Luminița Borta. Este un editorial foarte frumos, care pe mine m-a impresionat, că era despre mine. Dar citindu-l și persoane, sunt prietenii mei, normal, mi-au zis că i-au impresionat foarte mult. În ce sens? Eu am avut o discuție cu domnul Olmeanu acum niște ani, dar lui m-a întrebat, dar de ce nu vreți să plecați la București? Multă lume m-a întrebat. Păi nu e chestia că nu vreau. Mă gândesc că dacă am familie aici, să nu îmi fac niște rupturi, niște chestii, niște tâmpenii care să fie irreversibile. Și în al doilea rând, acolo unde sunt oameni, și ce vorbeam și noi înainte de a înregistra discuția noastră, faptul că aici sunt persoane deosebite. De ce să nu mi-aduc și eu aportul acestui loc care m-a creat? Eu aici mi-am făcut școală, eu aici mi-am făcut familie, mi-am făcut toată viața. De ce să nu dau eu tot ce am mai bun? Și felul în care a scris domnul Olmeanu despre lucrul ăsta m-a bucurat foarte tare. Atunci, asta este o secvență din, mai multe secvențe din spectacolul făcut pe textul lui Marin Ioniță, Sus e cerul. Domnul profesor a scris textul ăsta pentru mine și îi mulțumesc și dumnealui extraordinar de mult și pentru faptul că sunt 10 de ani de zile de când dumnealui este încă profesorul meu. Și așa, mai am articole, eu am trântit aici, așa, de-a lungul timpului, chestii despre mine. Asta despre Gala Tinerilor Actori de la Costinești, unde am revista teatru. Am câștigat marele premiu la Costinești în 1986, am fost atunci cel mai tânăr câștigător al marelui premiu. Despre filmul meu Pasaj, în care am jucat cu Marian Râlea și cu Maia Morgenstern și era o chestie foarte drăguță, nu știu cum. O apariție plăcută este Luminița Borta, un debut mult mai propițător decât atâtea figurate avansate în primele rânduri la redistribuțiilor din ultimele filme românești, doar pe criterii extraestetice. Eu eram frumoasă în filmul ăla. Am și jucat cu Peptu Gol la un moment dat, o secvență. Așa, aici de la Teatru din Bacău, un articol scris de Denisa Popescu și ei îi mulțumesc foarte frumos.
cronici la spectacole. Eu caut fotografii acum, fotografii. Să știți, doamnelor și domnilor, dacă mă vedeți. Așa, uite, Marele Premiu, Lumița Borta, Teatrul Alexandru Davila, George Bacovia. Marele Premiu am luat și la Bito, la Macedonia, cu Lady Capuleti. Asta este programul de sală la un spectacol pe care l-am făcut în perioada când eram eu numită director artistic, așa, și după aceea am refuzat, m-am dat înapoi, cu Metrele, unde au jucat toate actrițele din teatru și ne-a ieșit un spectacol foarte bun, regia lui V-ați Petre Băcor. V-ați dori o funcție de conducere în Nu, mă, nu, am o funcție de conducere. Adică nu aș vrea să vorbesc despre asta, în ce sens? Că lucrurile sunt așa de sensibile că nu mai vreau să vorbesc. Asta e din 6 personaje în căutarea lui unui autor, în regia lui Laurian Oniga, cu domnul Radu Coriolan. Ți-am zis, eu am mai trântit așa multe cronici și la Anul Împreună, în care am jucat cu Dani Vănesei. Aici e o poză personală, dar e lipită, nu putem să o scoatem. Aici e din Florin și Florica, unul dintre primele mele proiecte ca regizoare. Am jucat cu Adrian Duță și am vrut să fac și am făcut un spectacol după textul lui Vasile Alexandri, Florin și Florica. Adrian era Florin, eu Florica și domnul Coriolan era personajul negativ. Aici e un articol în Cronica Română, scris de un cronicar de teatru, actor din țară, Lumința Borta, o vedetă din Pitești. Ăsta e CV-ul meu. Aici eram eu, Ecaterina Teodoroiu. Am moștenit rolul de la doamna Zărnescu, care a fost cea mai tare Ecaterina Teodoroiu a Teatrului Românesc. Ce îi lipsește teatrului în acest moment? Suflet, nu știu. Aici o premiu întâi, Femeia în Cultură. Aici, ziarul Argeșul, care face niște concursuri de popularitate. Diplome de excelență, multe diplome, premii, chestii. Așa. Cred că acest suflet. Asta e un spectacol scris de Paul Everac, împreună cu colegul meu Dani Vănesei. Uite, aici iarăși un premiu. Titlul de laureat la Cântarea României, Tovarășa Lumința Borta, pentru interpretarea feminină, rolul ea din spectacolul Matca, Teatru Bacovia, Bacău. Laureat, Cântarea României. Livada cu Vișini, ăsta, spectacolul cel mai important al anilor 80 în România. Și cel mai important spectacol al dumneavoastră, al sufletului dumneavoastră, care este sau care a fost? Toate. Cel mai important rol este rolul Lumința Borta pentru mine. Tot ceea ce am făcut și voi face în continuare este în ideea aceasta unei armonii cu ceea ce cred, cu ceea ce spun, unei iubiri pentru comunitatea din care vin, pentru ceea ce mi-a oferit, dorind să răsplătesc, pentru familia mea, pentru mama, că ea a fost prima mea iubire, pentru Gabi, a doua mea iubire, și pentru Ania, care e iubirea cea mai mare, și sper că și pentru copiii ei și pentru familia pe care și-o face, mă rog, mă duc mai departe. Așa. Doamna Luminița Borta, vă mulțumesc frumos. Se scurge timpul, din păcate, timpul emisiunii, dar cu siguranță ne vom întâlni și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și sper din suflet că ați petrecut o oră frumoasă în compania noastră. Până săptămâna viitoare, toate cele bune tuturor!